Bună seara, doamnelor și domnilor. Încheiem o zi călduroasă, 1 mai, sărbătoare controversată, apreciată de unii, contestată de alții, o sărbătoare împărțită. Unii muncesc, alții se distrează, sărbătoarea oamenilor muncii. Cei care mai muncesc și câți mai muncesc în România, poate în jur de 4 milioane. Ne-am gândit să încheiem într-un mod plăcut în seara de 1 mai. Vorbim despre umor, spiritualitatea românească, bancuri, anecdote. Am plăcerea de a avea ca invitați în această seară pe Andrei Romanică, colaborator de Radio Târgu Mureș. Bună seara! Bună seara și bine v-am găsit! Bine am revenit în casa Dar Reghin TV. Eu am mai fost prezent aici de câteva ori, alături de oameni dragi, de Cătălin Cioba și Marian Iag. Colega mea, Emeș Ardelean. Bună seara, Emeș! Bună seara! Colegul nostru, colaboratorul nostru de la Dacu Zestre, Cătălin Cioba. Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație. Și domnul profesor Gheorghe Lupei. Bună seara și bine v-am găsit. Bună seara, bine v-am găsit. Domn profesor, suntem un popor spiritual. Cum ați face o sinteză? Avem umor? Au românii umor? Eu cred că au supraviețuit la atâția ani de dictatură datorită umorului. Părerea mea că fără acest umor înăscut la români, n-am fi supraviețuit. Spiritualitatea unui popor, putem spune, pe această zonă se măsoară și în umor? E o putere a realității? Vedeți, dumneavoastră, noi suntem pe undeva implantați, înnăscuți cu umor. Dacă ne uităm numai în literatura română, Creangă, Caragiale, mai ales, sunt actuali din cauza umorului înnăscut. Fiind și rafinat. Deci, dacă haideți puțin să parcurgem opera dramatică a lui Caragiale. Dacă am citit sau am citat din discursul lui Nae Cațavencu și l-am adaptat la actualitatea parlamentarilor noștri. Este de actualitate. Domnilor, onorabili concetățeni, industria română este admirabilă, este sublimă, dar lipsește cu desăvârșire. E elocvent exemplu. Acum putem fi liniștiți, încheiem o zi de 1 mai în care avem prim-ministru, se anunță și guvernul, umorul poate să curgă. Sunt doar alte popoare mese mai pline de umor, să facem o comparație. Nemții sunt foarte puternici în toate zonele. Poate au umor mai puțin. Există umor și umor. Până la urmă, umorul însoțit de ironie este apanajul inteligenței, spun eu. Și atunci există popoare care au doar acel umor gen ironie, umorul sec, a se vedea englezii, de exemplu, și există popoare balcanice, precum românii, care pe lângă acel umor, ironie, apanaj al inteligenței, au celălalt umor, acel haz de necaz. Și la noi este mult mai prezent decât la alte popoare balcanice, aș spune eu. Datorită conjuncturii în care ai trăit, a conotațiilor economice, acest haz de necaz, Andrei, ce părere ai? Întotdeauna românul a știut să facă haz de necaz. Este și o vorbă, nuntă fără plâns și mormântare fără râs nu se poate. Deci, eu cred că nouă, românilor ne este specific umorul și am fost și eu plecat de multe ori în afară a granițelor țării și chiar am observat că noi suntem mai spirituali, mai plini de viață și chiar și atunci când avem probleme, le depășim mai ușor
cu un ban, cu o glumă, cu o povestioară. Oare unde ar fi rădăcinile, Cătălin? Crezi că la țară există și zona de rural, umorul tradițional, clasic, românesc, e umorul de urban, e un amestec, e plin de umor țăranul român? Ce părere ai? Eu cred că umorul a pornit de la țară, bineînțeles. După cum cred că v-ați dat seama și pe cală, iarăși, fiecare țară are eroul lui. Personajele lui. John, scoțian, sau Strul, Itzig, la... de vrei să știu. Noi l-avem pe Păcal, l-avem pe Bulă. Și Strul e tot al nostru. Strul e tot al nostru. A emigrat în Israel. Nu, domn profesor? E de al nostru Strul? Poftim. Strul este de al nostru? Strul este un, părerea mea, e un personaj și de al nostru. Dar și de al lor. Și de al lor. Fiindcă, din moment ce s-a născut aici și l-a trimis Ceaușescu în Israel, înseamnă că deja e de-al lor. Da, l-a vândut Ceaușescu. L-a cam vândut. Îmi vine minte un ban cu Izi și cu Strul, erau amici buni, erau prieteni foarte buni. Strul, de o viață. Cu Strul avem bancuri foarte, foarte multe. Frumoase. Aici la noi. La noi. Erau... Spre exemplu, nu știu, e cam nesărat, pot să-l spun. Vă rog. Strul s-a căsătorit în Iași și Isic n-a fost la... Mai, Strul, mai, dar așa e la... A fost o fată mare, mă, când a luat o sau n-a fost, o dat dracu, știi, mă, că alții zic că a fost, alții zic că n-a fost. Foarte bun. Dar și mie îmi veni să-i minte unul cu Iții și Strul, erau prieteni foarte buni și feciori au feciorii, la un moment dat unul dintre ei se însoară cu Rașela, personajul clasic, și eram în prieteni de familie, dar cum se întâmplă de multe ori și realitatea devine amant, și titularul nu suportă gândul și într-o zi și ia viața, pune pistolul la tâmplă și ia viața. Urmează ziua mormântării, funerarii, lume îndoliată, limuzine negre, mici, mari. O conduce pe îndoliată acasă. Și zice, uite, eu te doresc acum, păi, dar măcar astăzi să-i păstrăm amintirea, memoria lui, că de mâine nu mai avem nicio apăsare. Măcar astăzi, nu? Eu te doresc astăzi. Ce bine dacă o condiție. Oricare ți-o îndeplinez. Încet și trist. Este o... Da. Apropo de Isic, ăsta parcă e mai aproape de umorul